au fost evacuate după ce alte 4 noi focare de infecție au fost depistate în sud-estul țării. Autoritățile fac tot posibilul pentru a stopa răspândirea virusului, dar eforturile se dovedesc a fi inutile. Este a doua săptămână de când granițele din sudul țării au fost deschise. Asta vi le pomaza. Este confirmat 850 persoane ați confirmat. Infecția a fost depistată în sud-estul țării.